Închiderea termocentralei de la Mintia pare să devină un fapt tot mai real. Mircea Crișovan, președintele Sindicatului Liber Independent Electrocentrale DEVA Mintia, reprezentativ la nivel de termocentrală, nu crede în varianta sosirii unui investitor. Sau unde că sunt cumpărători. Eu nu-i cred până nu vedem. Vezi, sunt povești că vine nu știu cine, că vine nu știu ce. Doamne, până nu se concretizează nimic, nu pot să spun nimic. Restul sunt numai povești așa de presă sau de rețele. Liderul sindical mai afirmă că de gestionarea activității de la termocentrala Mintia, aflată în insolvență, se va ocupa administratorul judiciar. Mircea Crișovan mai spune că, în conformitate cu legea, administratorul judiciar trebuie să conserve termocentrala, iar pentru acest lucru ar trebui să se bazeze pe cei 60 de angajați care nu îndeplineau condițiile de disponibilizare. De asemenea, sindicalistul mai menționează că administratorul judiciar poate valorifica unele activități, chiar și la fier vechi, dar nu poate vinde încă tot. După lege, fiind în insolvență, administratorul judiciar va gestiona termocentrala Mintia. El va acorda, el trebuie să asigure paza, trebuie să asigure exploatarea, siguranța barajului și alte instalații energetice. Asta sunt atribuțiile lui. Deci noi avem 60 de oameni care o să-i țină în continuare pentru pază, pentru... și trebuie să o conserve, să o țină în siguranță până la urmă. Că nu e o fabrică de pâine sau nu știu ce, ai oprit-o și ai plecat. Nu se poate. El trebuie să facă bani doar din vânzări. Această situație va dura până în data de 17 iunie, când termocentrala Mintia este implicată într-un proces în care îi se cere falimentul. Dacă se declară falimentul termocentralei, administratorul judiciar devine lichidator și, deși există reglementări legale, acesta ar cam avea mână liberă la Mintia și, paradoxal, chiar poate face noi angajări, lucru confirmat de Mircea Crișovan într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate pentru 1TV. El pot să angajeze sau pot să dea pe cine vrea bani. Am înțeles. În momentul când va fi el rupt. Pentru că noi în 17, eu de asta mi-și teamă. În 17 iunie avem un proces cu faliment complex. Vă dați seama că din administrator judiciar va fi lichidator. Ești lichidator dacă ne dăm pe lege cam face cam ce automat dispare contractul colectiv de muncă, dispar multe. Și el trebuie să se angajeze să securizeze acest obiectiv, clar. Deci asta spune legea insolvente, legea falimentului. Eu nu pot să iasă din legile astea, trebuie să facă totul legal. Adică nu va fi, cum să vă spun eu, jupând, faci ce vrei. În ceea ce privește posibilele angajări la Mintia, acestea se pot face pe perioadă determinată, dar, conform liderului sindical, ținând cont de experiența anterioară, în alte centrale din țară care au fost lichidate, a fost personal care a lucrat chiar și 10 ani până la închiderea definitivă. Conform legii o să facă și angajările, și tot angajările se pare, avem experiența la alte termocentrale, orchipă e determinată. Nu o să mai fie angajat pe nedeterminat. Am înțeles. Poate pe o lună, pe două, pe șase, pe un an. Cât o să stea? Avem centrale care au stat timpul 10 ani. Au stat până s-au valorificat. La investitori sau la tăia de fier vechi. 605 angajați de la termocentrala Mintia au depus cereri de disponibilizare, însă acestea nu vor fi aprobate până ce nu se va emite un act normativ în acest sens. Conform contractului colectiv de muncă de la termocentrală, persoanele disponibilizate ar beneficia de plăți compensatorii de 10.000 de euro impozabil, la care se adaugă pentru cel puțin un an venituri de completare care, cumulate cu ajutorul de șomaj, nu pot depăși valoarea salariului mediu pe economie.